Povești de la Școala Informală de IT. Salut și bine ai venit pe frecvența poveștilor de viață de la Școala Informală de IT. Asculți oameni care te inspiră, care au crezut într-un nou început și au reușit pe bune în IT. Un podcast despre cum au ajuns, cine sunt astăzi absolvenții noștri și drumul lor până aici. Cu siguranță poți să ajungi oriunde îți dorești. Eu am dovedit asta, sunt unul dintre cursanții care, vorba aia, zero IT. Am terminat liceul filologic, uman, nu aveam treabă cu informatica, la fel ca și facultatea. Până la urma urmei, am decis că vreau schimbarea asta în viață și am ajuns unde mi-am dorit, poate chiar mai mult. Nici nu pot să zic schimbarea de carieră, că efectiv e o schimbare în viață. Mi se pare că se deschid așa multe porți și oportunități în ziua de azi, încât merită efortul și perseverența până la urmă urmei. Sunt Bogdan Popescu sau, cum îmi spun prieteni ca tine, șarpe. Veștile și poveștile de astăzi vin de la Juicy, leitmotivul acestui podcast, pentru că nu e doar porecla celui cu care stau de vorbă, ci și cuvântul care îi descrie întreaga poveste. În 2016 era cursant la Școala Informală de IT. Astăzi îl întreb, ce s-a schimbat de atunci? Viața, îmi spune. Căci viața lui e alta. E Java developer, tătic al unei minunate fetițe de 3 luni și un om care are în față un viitor cu oportunități. Juicy, la ce curs te-ai înscris tu la Școala Informală de IT și cu ce gând? Păi, în primul rând, aș începe cu gândul. A fost o provocare pentru mine să învăț singur acasă, deoarece așa a început toată povestea mea. Am început să învăț de acasă un pic de programare și am avut nevoie de mai multe răspunsuri tehnice și îndrumare și cumva o gândire analogică asupra cum să abordez efectiv ce înseamnă programarea. Până la urmă urmei am ajuns să decid să merg pe cursul de Java spre recomandarea prietenilor și cunoștințelor care activau deja în domeniul IT și mi-au sugerat că ar fi un limbaj foarte, să zic așa, foarte bine pus la punct, cu care aș putea să încep programarea și pe urmă să schimb în funcție de ce preferința mea sau ce viziune am mai departe, deoarece este un limbaj de programare destul de folosit în lume. Este foarte cunoscut și așa a fost abordarea mea. Până la urmă așa a și fost. M-am înscris la grupa a treia și ei au început cursurile. Când te-ai înscris la curs, care a fost cea mai mare teama ta, dacă a existat? Mi-a fost teamă mai degrabă să nu încep așa ceva. Adică am avut, cum să zic, toate rechizitele pregătite să mă bag mai adânc în ceea ce înseamnă programare și să învăț, și chiar asta a fost drive-ul meu, dacă îmi permit să folosesc cuvinte specifice acum care se folosesc în industria IT-ului. Cumva teama, dacă îi să găsesc o teamă anume, a fost strict faptul că nu o să înțeleg. Asta a fost cea mai mare grijă a mea, că nu o să înțeleg. Cum n-am terminat nici la școală, nici la facultate ceva în domeniu, mi-a fost teamă că nu o să înțeleg. Pe cine ai avut ca mentor? Am avut trei mentori extraordinari pe vremea aceea. Am avut pe Sebastian Presecan, pe Andrei Hegedus și pe Alex Boga. Ei trei au fost mentorii mei pe Java. Făceau cu schimbul, făceau pe categorii, pe topice și da, ei au dus la bun sfârșit grupa mea. Cum te-ai înțeles cu ei? Cum au fost mentorii tăi? Foarte frumoasă întrebare, chiar mă bucur că ai întrebat. Eu îi priveam ca niște prieteni până la urmă urmei. Mi-au fost de mare ajutor și cuvântul mentor chiar se potrivește de minune. M-au ajutat, m-au încurajat, au răspuns la întrebările mele repetate, atât ale mele și cât și a colegilor, au avut răbdare. Deci, pur și simplu, mai degrabă prieteni decât mentori și colegi, chiar colegi, pot să zic așa. A fost o plăcere să lucrez și să învăț de la ei. Ai un moment din timpul cursului pe care nu îl poți uita? Cred că
începutul și sfârșitul. Mai non-tehnice, să zic așa, perioadele care strict erau de cunoaștere și de rămas bun. Rămas bun e mult spus și doar o formalitate, că mi-am luat rămas bun doar de la cursuri, dar lucrurile așa s-au așezat încât am mai avut tangențe cu oamenii aceștia, care nu mai pot să-i numesc mentor, ci strict colegi, prieteni. Asta era întrebarea următoare. Ați rămas în relații și după terminarea cursurilor? Da, am rămas în relație, ba chiar și am lucrat cu foștii mei mentori la companiile unde am activat și eu perioade din cariera mea de când am început să lucrez. Și pe lângă asta, efectiv, am mai ținut legătura, ba ne-am mai văzut pe stradă, ba ne-am mai sunat. N-ai trecut pe celălalt cotoar când ai văzut mentorul că vine din față? Nu, ba dimpotrivă, am văzut pe, să zicem așa, că am văzut pe o parte și am trecut eu strada sau invers, au trecut ei. Da, e chiar o plăcere să mă revăd cu ei și să vorbesc în continuare cu ei, să vedem ce facem, unde suntem. Spune-mi, ce a schimbat în viața ta absolvirea școlii informale de IT? Multe înspre bine. Nici nu știu de unde sunt și cred că cel mai important lucru, cred că mi-a schimbat mentalitatea și viziunea. O schimba foarte mult, o schimba perspectiva mea. Văd altfel lucrurile, analizez altfel lucrurile. A fost o provocare și cumva rămâne în continuare o provocare a ceea ce înseamnă, să zicem, schimbarea asta de carieră și vine cu chestii noi în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare secundă. Niciodată nu se oprește provocarea asta care a fost de la bun început acolo și a existat cumva, zic așa, o mare parte, o bucățică din viața de zi cu zi, pe asta se axează și se focusează în viața mea. Multe lucruri s-au schimbat. Ce să spun, avantajele financiare, avantajele societății, cunoști lume nouă, cunoști tehnologie, ești în pas cu lume, ești în pas cu trendul. E ceva frumos. Acum, dacă tot am ajuns aici, cum te-ai hotărât tu să intri în lumea IT? Cred că jobul care m-a îndrumat să aleg o carieră în IT a fost chiar ultimul meu job înainte să aleg cursurile și să încep să-mi caut de lucru în industrie. A fost de Data Entry Specialist, care până la urmă e singurul lucru care are în comun cu IT-ul și cu ce fac în ziua de azi, e strict utilizarea calculatorului. Nu a fost nimic legat de programare, a fost pur și simplu un copy-paste din când în când, o traducere, un easy, foarte ușor, nimic complicat și cred că asta a fost și motivul pentru care am ales în continuare de aici, deoarece a fost prea puțin. Vreau mai mult de la viață, m-am plafonat și am zis că nu mai pot să continui așa. Mi-a plăcut lucru efectiv să lucrez de acasă și să lucrez cu calculatorul. Dar asta a devenit un lucru frustrant. Acum a venit vorba, din păcate lucrăm de acasă în continuare și încercăm să ne ferim de problemele actuale, dar am vrut să am parte de un birou cu colegi, să comunic, să iau față în față, să povestim și asta îmi lipseau, plus provocările, cum ziceau, provocările atât fizice cât și psihice. Colegii tăi de la cursul de la școala informală de IT, din ce domenii veneau? Erau de peste tot. Erau și cursanți, foști cursanți de pe alte domenii de cursuri. De la școala informală de IT au fost de la agenții imobiliare începând, contabilitate, linii de producție, chiar eram o grupă foarte diversificată și cred că asta era și frumusețea cursurilor. Era foarte diversificat, era și ciudat într-un fel. Nu știu, era așa,
De ce ciudat? Nu știai cum gândește lumea, nu știai dacă ești mai bun decât celălalt, oare la din ce industrie o venit, oare o mai are habar cu programare, o a avut tangențe, oare o să rămâi în urmă, oare o să fie el în urmă, oare o să te tragă în urmă. Deci foarte multe întrebări aveam așa la început, până când mi-am dat seama că da, trebuie să o luăm încet, că fiecare are cumva nivelul lui de învățat, fiecare o ia pas cu pas. Mentorii aveau grijă ca fiecare să rămână cumva la același nivel și să nu cumva să rateze vreo informație importantă. Și cumva lucrurile s-au aliniat spre sfârșit. Și cumva mă regăseam acolo cu toți într-o oarecare măsură la același nivel și echilibrat. Ceea ce mi s-a părut foarte frumos încă o dată din partea mentorilor, că au ținut cumva cont și de aspectul acesta, că erau și cursanți care erau la facultate anul 1, anul 2 și vreau să învețe mai mult strict pe o specializare, cum era la cazul nostru Java. Și da, era un lucru important să ne simțim confortabili și să nu ne simțim nici inferior, nici superior față de restul colegilor. Astăzi în ce companie lucrezi? Astăzi lucrez într-o companie recentă, pornită în România, Ant se numește. Suntem o companie de 20 plus angajați. Momentan suntem într-o fază de creștere, este o cerere mare pe piață și avem nevoie de colegi noi. Lucrez cu efectiv cu și cu foști colegi unde lucram dinainte. Asta aduce din nou avantaje și lucruri bune, că e mult mai ușor să mă adaptez lucrând de acasă, îi cunosc. E chiar plăcută atmosfera și așa, dacă suntem restricționați și nu putem merge la sau momentan încercăm să rămânem cât mai sănătoși și feriți de probleme și așa e tot o atmosferă și chiar reușim să păstrăm o atmosferă foarte frumoasă cu home office-ul. Actual. Sănătatea înainte de toate. Spune-mi, din momentul în care ai terminat cursul până te-ai angajat, cum ai fost tu pe dinăuntru? Ai fost stresat? Ai fost încrezător? Care a fost feeling-ul? Da, a fost una dintre cele mai mari provocări. Am avut, zic așa, impresia că o să-mi fie foarte ușor, dar totul depinde de cursant și de personalitatea ta. Eu am fost foarte descurajat la început, datorită lipsei de educație în domeniu, atât în liceu cât și la facultate, și n-am avut experiența care o aveau deja, să zic așa, oamenii care au terminat la Mate Info sau la facultate la Info, și am simțit cumva că nu o să am șanse la primele 2-3 interviuri. Chiar eram foarte descurajat, nu vedeam cum aș putea să ajung să lucrez și eu într-un birou cu colegi care vorba aia lucrează de ani de zile și au experiența care probabil mă gândeam că nu o să am niciodată, dar încet mă obișnuiam cu gândul că e mai bine să frecventez mai multe locuri. Poate chiar alegi să fii într-o organizație unde nu neapărat ți-ar plăcea și așa măcar vezi fiecare companie cu ce se ocupă, cu cât vezi mai multe, cu atât e mai bine. Poate până la urmă urmei reușești să alegi din mai multe oferte. Și așa a și fost în cazul meu. După aplicări de zi cu zi la câte 5-10 companii, am ajuns să fiu chemat la una, două, refuzat, refuz după refuz, până la urmă mi s-a oferit o oportunitate foarte bună la o companie destul de renumită pe vremea când m-am angajat acum 4 ani și ceva, și am început să lucrez și spre surprinderea mea au început să mă sune și de la alte companii că sunt interesați de mine, că s-au evit o oportunitate, dacă am de gând să mă duc la ei sau să schimb, și cumva am zis că pentru mine prima șansă nu o refuză chiar așa și nu o să mă abat de la decizia mea de a continua cu primul meu job unde mi s-a oferit șansa să lucrez, așa că am continuat, dar m-am simțit cumva foarte bine că încă eram, să zic așa, în radarul companiilor de prin Cluj. Spune-mi, cum a fost la primul interviu? Ai avut emoții? N-ai dormit toată noaptea? Te-a durut stomacul? Știi cum?
Ai întrebat cu răspuns direct, cam toate, cam toate întrebările care le-ai enumerat mi s-au aplicat. Sincer să fiu, la un moment dat mă gândeam să mă întorc acasă, că să mă schimb, că am transpirat de numai până am ajuns la biroul respectiv. Știu că era chiar în cartierul meu, era biroul unde am fost chemat la primul interviu. Și am fost foarte stresat. A venit și, să zic așa, unul dintre finanțatorii firmei respective, care era străin, după cum știți, marile companii de prin Cluj lucrează pentru outsourcing și evident că aveam tangențe și cu clienți din exterior. Deci aveam emoții foarte mari. Chiar îmi amintesc perfect ziua respectivă și asta cu cămașa udă, transpirată, chiar o să-mi amintesc mult și bine. Da, a venit momentul în care, nu știu, ai primit un e-mail, ai primit o scrisoare, a sosit primul telefon în care ai spus, hai că te-am angajat, vină la noi. Cum a fost momentul ăla? Ai, cred că am muțit pe moment și două minute, nu știam cum să răspund, ce să răspund. Cred că prima chestie a fost când încep, când aș putea să încep, unde să vin, când să vin. Pentru mine a fost o experiență total nouă, cum înainte am lucrat 4 ani ca și freelancer în jobul care l-am descris înainte. A fost ceva nou și nu știam procesul, nu știam ce să mănânc, cu ce să încep, dar totul ți se explică ca la carte, ai omul tău lângă tine, îți spune ce și cum și este așa o cale sigură și bine calculată. Când ai aflat că ai fost angajat, care a fost prima persoană pe care ai sunat-o să-i spui, plin de bucurie? Mentorul meu, pe Sebi și pe Andrei. Eu au fost primii oameni pe care am sunat. M-au felicitat, cred că, nu știu, după vreo 6, 7, 8 luni de după finalizarea cursului am fost angajat și a fost o mare bucurie și pentru ei m-au felicitat și mi-au dorit baftă și succes. Te ascultă astăzi cei care vor să facă pasul în IT și poate nu au curajul acela mic, dar necesar. Ce le-ai spune? Ce sfat sau ce sfaturi, dacă sunt mai multe, le-ai da? Cred că e foarte greu să iei decizia să până te înscrii și te tot gândești oare ce s-ar potrivi mai bine și ce te-ar ajuta. Pe vremea mea, când eu am început, a lipsit un element foarte important care există astăzi la școala informală de IT, cel de intro în IT. Mi se pare că e un lucru fenomenal și pentru necunoscători un curs de genul îi ajută să vadă cu ce se mănâncă și din ce e construită efectiv industria respectivă. Curaj, deoarece veți primi toate răspunsurile și mentorii sunt acolo să vă răspundă la aceleași întrebări și de 20 de ori dacă este nevoie. Mi se pare că trebuie să fii convins că vrei schimbarea asta în viață. Nici nu pot să zic schimbarea de carieră, că efectiv e o schimbare în viață. Mi se pare că se deschid așa multe porți și oportunități în ziua de azi, încât merită efortul și perseverența până la urmă urme, că e vorba despre perseverență, învățat și dorința de a ajunge unde te vezi în viitor. Dar asta e evident, fiecare cu personalitatea lui și cu nivelul lui de cunoștințe și cu nivelul lui de învățat, cu siguranță poți să ajungi oriunde îți dorești. Eu am dovedit asta, sunt unul dintre cursanții care, vorba aia, zero IT. Am terminat liceul filologic uman, n-aveam treabă cu informatica, la fel ca și facultatea, până la urmă urmei. Am decis că vreau schimbarea asta în viață și am ajuns unde mi-am dorit, poate chiar mai mult. Ai recomanda școala informală de IT? Foarte mult. Cred că e prima chestie care o recomand la oricine cine mă întreabă cum să înceapă și sunt persoane care mă întreabă dacă o recomand în continuare și cu cea mai mare căldură.
Este un loc minunat. Povești de la Școala Informală de IT. Au fost veștile și poveștile de la Școala Informală de IT, locul unde, de 7 ani, viețile oamenilor se schimbă în mai bine. Rămâi aproape pentru un nou episod. Hai pe www.școalainformală.ro sau ascultă-ne pe Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher sau Spotify. Până data viitoare, nu uita, există o linie de cod care ne face ceea ce suntem. Se numește ADN, iar al nostru este digital.